După ce ieri a fost supusă la vot demisia sa din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean, Cristi Romanescu a organizat astăzi o conferință de presă, în cadrul căreia a ținut să vină cu lămuriri în privința deciziei sale. A fost tranșant când a fost vorba despre dorința sa de a nu mai continua să facă parte din conducerea administrației județene. Demisia, din punctul meu de vedere, este un act unilateral, chiar dacă, repet, unii oameni interpretează în fel și chip lucrurile. Nu mai mă duc la Consiliul Județean, n-am ce să mai caut acolo, este voința mea și cred că vidul de lege sau ceea ce s-a întâmplat și ieri, cred că nu au nicio legătură cu dorința și cu voința personală. Mi-am dat demisia și așa rămâne și așa este. Toate aceste tensiuni s-au iscat după ce, la ședința de ieri a mini-parlamentului județean, a fost propus un proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția lui Cristi Romanescu, urmarea demisiei pe care și-a înaintat-o. Actul supus votului a intrat sub incidența unei prevederi legale care permite eliberarea din poziția de vicepreședinte doar cu aprobarea a două treimi din numărul consilierilor județeni. Cum PSD s-a abținut de la vot, proiectul a picat, iar oficialii Consiliului Județean au precizat că Romanescu ar fi rămas vicepreședinte. O situație aberantă, spune copreședintele PNL Buzău. Din punctul meu de vedere, încă o dată, nu cred că mai e nevoie să exprim încă o dată și încă o dată și încă o dată și verbal și scris și prin e-mail și cu porumbelul și cu asta să trimit demisiile ca să ia act de demisia mea. Nu poate legea să-mi impună un act pe care eu unilateral mi-am dorit demisia și am plecat și plec. Deci mai mult de atât ce să fac? Din cealaltă tabără, parteneri doar pe hârtie cu vechii liberali, foștii democrați liberali nu cred în explicațiile lui Romanescu și îl acuză de blat cu PSD din moment ce, la ședința de ieri, consilierii județeni ar fi trebuit doar să ia act de demisia vicepreședintelui. Fiind eliberare, ea ne duce în zona de a face un proiect de hotărâre care să fie supus la vot. Deci despre ce discutăm aici? Nu. Deci ce a scris cineva cu mânuța lui aici nu poate fi greșeală. Când, în momentul în care scrie eliberare din funcție, tu trebuie să te duci pe zona de lege care statuează exact cum să faci eliberare din funcție. Era foarte simplu. Deci dacă se vroia și nu se vroia un asemenea scenariu, eram aici unde suntem. Cu toate acestea, Cristi Romanescu ține să menționeze că nu are și nici nu a avut vreo înțelegere cu PSD pentru a-și păstra funcția. Vreau să vă asigur că niciodată nu am luat în calcul să dau mâna cu PSD-ul, dar am considerat întotdeauna că ocuparea funcției de vicepreședinte în cadrul Consiliului Județean va aduce un plus Partidului Național Liberal. Ați văzut ieri că am asistat cu toții la foarte multe lucruri care au picat așa în derizoriu și n-au avut decât aspectul unor scenete și a unor scenarite foarte prost făcute și, culmea, și mai prost jucate. Da, asta este. Am înțeles că ați fost deja la o conferință de presă la USL. Cred că nu ați fost la PNL, cred că ați fost la un USL. Și nu glumesc când spun treaba asta, cred că și dumneavoastră ați realizat acest lucru. Noul scandal creat zilele acestea nu face decât să adâncească tensiunile din interiorul PNL Buzău și să îi țină departe pe vechii liberali de foștii pedeliști.